Stimați Miri, Adi și Ancuța, mă bucur și eu la rândul meu să fiu împreună cu voi la acest moment, cum spun întotdeauna, de excepție pentru viața voastră, ziua anunții, când iată sunteți aici să finalizați o legătură care, așa cum ne spunea domnul prin fratele Cotu, a început, cred, cum e și normal, printr-o privire, care s-a fost dovedit că a fost una cum se cade. Și acum v-ați și plăcut și ați venit azi să porniți pe drumul căsniciei în care ne dorim să se întâmple ceea ce Domnul ne spunea prin fratele Paul, adică să îndepliniți în familia voastră scopul lui Dumnezeu pentru voi aici pe pământul ăsta și să spunem cu toții amin. De asemenea, doresc Domnul să binecuvânteze pe cele două familii care sunt astăzi. Sigur că atunci când ei mă sună, eu nu-i știu în general. Și nevastă mă sună, dar la cine merg mâine la nuntă? Și am zis, nu prea știu. Știu cum îi cheamă cel mult pe unul dintre ei. Și ei mai îmi zic niște detalii. De exemplu, țin minte că Adi, ca să mă determin să spun mai repede, da, mi-a zis că e nepotul fratelui Biro. Și m-am gândit și... dar sigur că eu am criteriile mele pentru care zic da sau nu, dar... ai fost foarte simpatic când ai zis asta. Azi, uitându-vă spre părinții voștri, mi-am dat seama că îi cunosc foarte bine și doresc Domnul să vă binecuvânteze în ziua aceasta când cred că sunteți și emoționați și foarte bucuroși și cu inima așa puțin strânsă, mai ales părinții Miresei, în odai, odai, dar cred că ați dat-o bine, veți vedea, Domnul să-l binecuvânteze pe Adi. Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii din biserică și pe noi toți. Amin. Să mai salut biserica din Bistrița, mi se pare o chestiune așa nu foarte, având în vedere frecvența mea aici la Bistrița, așa că, într-un fel, sunt, spunea și fratele Nelu, are o să te mai anunțăm de la Becleanu, vine, te anunțăm din Bistrița, oricum sunt în Bistrița, că nu-i departe Becleanu. Mă simt foarte bine, mă simt iubit aici și prețuit, pentru că altfel cred că n-aș pune atât de frecvent da la invitații, dar cred că este un act de normalitate să ne simțim bine în familia Domnului Iisus Hristos și doresc Domnul să binecuvânteze în întregime Biserica Sfânta Treime, pe slujitorii dumneavoastră, care sunt oameni destoinici și oameni care îl iubesc pe Domnul și putem de atâția ani să avem o relație atât de puternică și de strânsă, zic și asta cum este și normal. Așa că Domnul să binecuvânteze în întregime ziua de azi. Amin. A mai rămas ceva timp suficient pentru mine ca să spun câteva lucruri pentru cei doi și mă gândeam, sunt aici pe bancă și gândindu-mă și la zile care au trecut în care am auzit tot felul de informații care vizează într-un fel familia, că porniți viața asta de familie într-o vreme nu foarte plăcută, într-o vreme nu foarte ușoară. M-aș spune din punct de vedere material că ar Domnului avem peste nevoie de mult pe zona asta, ci într-o vreme foarte complicată din punctul de vedere al filozofiei lumii în care trăim în ce privește familia. Într-un fel m-a șocat până la un punct și poziția Papei Francisc în ce privește relațiile astea condamnate de Scriptură între bărbați și bărbați și invers. Și a spus că biserica n-are nicio treabă cu asta, că nu trebuie să se implice în problema asta, că sigur că asta a atras după sine o mare popularitate zilele astea, în ce-l privește pe dumnealui, și toți reprezentanții acestor grupări l-au felicitat pentru că le-a dat o anumită libertate pe zona asta. E complicat, e greu, dar... în același timp, este și o mare provocare pentru voi doi și pentru toate familiile care formează Biserica lui Iisus Hristos, ca în vremea asta să fim fermi, să ținem capul sus și mai ales să trăim, cum se spune aici, în viața noastră, chipul Domnului Iisus Hristos. Deci, biserica și familia este cea care blochează nelegiuirea să se exprime în totalitate, așa cum la un moment dat va fi. Când cea care stă în cale va fi retrasă. Fie că atunci când aceasta va fi retrasă, adică biserica,
voi, Adi și Ancuța, și noi toți să fim parte din Biserica Domnului Iisus Hristos și, așa cum se spunea, să plecăm la finalitatea nunții împăratului în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să aibă milă de noi toți în vremea asta, în vremea asta, cum spuneam, extrem de complicată, extrem de încălcită, în care se întâmplă atât de multe lucruri pe care absolut nu le mai pot justifica din punct de vedere rațional. Crezi că a putut face asta? Știți, eu cred orice că se poate întâmpla, pentru că în lumea asta, cel care domnește din ce în ce mai agresiv și oamenii îl lasă să se exprime, este diavol. Și el e capabil să facă absolut orice. Pentru că el n-a venit decât să fure, să înjunghe, adică să omoare și să prăpădească. Și când el intră în acțiune, să nu vă speriați de ce auziți și vedeți, că orice e posibil, atâta vreme, repet și subliniez, când noi îi dăm și acceptăm terenul vieții noastre să fie invadat, influențat și nu mai spun când este controlat de puterile demonice. Dar sar pentru asta, pentru că este ziua anunții și s-a spus aici că așa e, trebuie să fim veseli. Și așa să vă spun vouă astăzi că viața de familie înseamnă, pe de altă parte, o alegere zilnică, o alegere continuă în ce privește câteva lucruri. Aș vrea să spun că voi și noi putem să fim aproape de Dumnezeu atât cât noi alegem să fim. De multe ori noi încercăm să lăsăm pe Dumnezeu să facă și în locul nostru parte. Și aproape că uneori se însupărați că Dumnezeu nu face și partea noastră. Știu că voi doi vă doriți să fiți fericiți și eu îmi doresc să fiu fericit și casa mea și copiii mei și toți de aici ne dorim să fim fericiți. Numai că avem partea noastră pe care niciodată nu va face Dumnezeu în locul nostru. Adică niciodată nu avem impresia că noi vom fi pocăiți mai mult decât alegem să fim pocăiți. Că vom fi evlavioși, că Dumnezeu deodată va invada evlavia peste viețile noastre. Asta este o alegere. Aduceți aminte de Iacov, capitolul 4, versetul 8, prima parte, că acolo spune așa: apropiați-vă de Dumnezeu și ce se va întâmpla? Dumnezeu se va apropia de voi. Adică partea asta, apropie-te de Dumnezeu, unește-te cu Dumnezeu și cu Hristos, e o parte și o alegere a mea și a ta. Adi, uite-te spre mine. Exact așa este și în viața de familie. Ancuța, exact așa este și în viața de familie. Voi veți putea fi aproape, veți putea fi legați, lipiți unul de altul, sufletește, în relația voastră, din orice punct de vedere, atât cât veți alege să fiți. Că dacă tu alegi să fii departe, Dumnezeu nu va veni cu forța să te adune împreună. Că dacă alegi să fim distanți unii de alții, vedeți, vine Dumnezeu să te oblige să fii aproape de fratele, de sora în biserică. Dacă alegi distanță, distanță-i, de ani de zile. Gândește-te foarte bine. Că dacă în dreptul unui frate din biserică sau unei surori ai ales să practici o răceală, ai cultivat de ani de zile o răceală. Și răceala există la ora asta cât eu predic. Dacă am ales ca să am o prietenie cu cineva apropiată și am ales să fim apropiați, suntem apropiați. Și dacă ești apropiat, nu există jenă, bariere, poți să-ți deschizi inima, poți să faci foarte multe lucruri. Poți să ceri ajutor. Dacă există răceală, nu există acolo nimic, pentru că nu există relație. Așa că deodată vreau să vă spun că voi doi trebuie să luptați, să cuceriți sufletele reciproc și să lucrați pentru relația voastră. Voi trebuie să faceți lucrul ăsta. Asta înseamnă, unu, dorința să faci asta, asta înseamnă timp, și asta înseamnă energie sau efort. Foarte mult a fost vehiculat în bisericile noastre harul într-o formă greșită. Dă-ne har, Doamne! Și ce înseamnă harul? Ca un val care deodată vine peste noi toți, sărim un metru sus de bucurie, suntem energizați așa ca și energizantele astea, un fel de pocăiți așa Red Bull, deodată suntem tresărim, ochii ni se înseninează, deodată, instantaneu, suntem foarte bine și pentru că n-am luptat pentru asta și pentru că n-am cucerit mai departe drumul ăsta și pentru că n-am lucrat pentru asta
Și pentru că n-am avut o dorință și mâine și poimâine și n-am alocat timp și efort, ne-am construit o pocăință din momente. Și toată pocăința asta construită din momente este o pocăință slabă, firavă. Iar relațiile dintre noi sunt slabe, firave, exact cum am ales noi să fie. Dar niciodată să nu dăm vina pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a lăsat aceste relații atât de subțiri și de fragile, care nu e așa, se rup așa dintr-o dată ca și grisinile la primul contact, mai dur cu momentele care oricum vin peste noi. Așa că voi doi trebuie să alegeți să lucrați, să luptați și să cuceriți. Pentru că vreau să vă spun cu toată inima mea, mi-am notat aici, nu veți obține nimic dacă nu veți căuta să obțineți cu toată ființa voastră acel lucru. Vreți să fiți fericiți? Toată biserica spune pentru noi, amin. Dar fericirea trebuie obținută și ca să o poți obține, trebuie să te lupți pentru asta. Niciodată în Biblie n-a spus Dumnezeu evreilor. Le-a spus, vreau să vă dau țara. Dar niciodată nu s-a spus, vă aduc țara și vă pun la picioare. E scris undeva în Biblia asta? Vă iau eu Canaanul și vi-l pun, ai stați așa, că eu deodată vă dau lapte și miere. Deodată vă fac fericiți. Păi noapte, țara e la picioarele voastre. M-am trezit dimineața. Ce s-a întâmplat? Îți fericit. Cum ești fericit? Mi-a dat Dumnezeu țara, în fața mea. Nicăieri nu s-a spus asta. Eu vă dau țara. Dar ca să poți să ai țara, trebuie să o cucerești. Spuneți toată biserica din vis, amin. Mare să vă citesc. Ce spune cel puțin într-un pasaj din Scriptură, că sunt foarte multe, citesc din Iosua, din capitolul 14, în care Caleb spune la un moment dat într-o discuție pe care o are cu prietenul său, cu inimi curate, că asta înseamnă o prietenie într-o inimă curată, cu Iosua după 40 de ani, de la momentul când ei au mers cu iscoadele celelalte și ei au adus o anumită veste și ei s-au unit și au zis, așa cum ne-a spus inima curată, noi am spus adevărul. Și iată ce spune după 40 de ani. În ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Domnul a promis țara, dar cineva trebuia să meargă să o cucerească. Așa că spun încă o dată, pentru toată biserica, pentru voi doi, Adi și Ancuța, în mod special, ca să obții ceva, trebuie să lupți. Ca să obții ceva, trebuie să cucerești. Ca să obții ceva, trebuie să lucrezi. Ultima dată am predicat aici la o binecuvântare de copii despre muncă. Și a plăcut fratelui Nelu foarte mult și mie, și cred că și vouă. Nu se poate așa deodată să nu lucrăm nimic și să fim deodată binecuvântați. Doamne, dă mană! Caz gura și a cădea ceva. Mana trebuie culeasă. În fiecare zi. O relație trebuie cultivată. Nu odată prima lună, și după aia o luăm în nebunile noastre și după ani de zile familia noastră este aproape praf. Știți de ce? Pentru că cei doi, și noi doi, și noi ceilalți tot doi cu doi, n-am cultivat relația, n-am luptat, n-am muncit, n-am cucerit. Nu ne-am cucerit nevasta, am cucerit-o atunci când am văzut-o, vorba fratelui Cotu, și n-am mai putut să ne dezlipim ochii de acolo. Foarte bine! Numai că ar trebui și acum, după 40 de ani, tot acolo să-ți fie ochii, pe nevastă ta. Da, ea nu mai arată ca și atunci. Că doar anii au lăsat urme și nașterea pruncilor au lăsat urme și bolile și suferințele au lăsat urme și lupta pentru tine, stimat bărbat, a lăsat urme și așteptarea ta acasă mereu, cu inima vesele, cum se spunea, a lăsat urme. Ochii ei nu mai sunt atât de sclipitori, nu mai sunt atât de strălucitori ca altădată, dar oare tu mai ai asemenea inimă pentru ea? Ai luptat tu anii ăștia pentru soția ta? Ai luptat tu și ai lucrat tu pentru relația asta zi de zi, zi de zi, în răbdare? Dumnezeu ți-a promis fericirea. Dumnezeu a promis că în familie va fi Canaanul, unde va fi binecuvântare, sinonim cu laptele și miere. Dumnezeu a spus asta. A spus familie, în familie nelegiuiților este război și luptă, dar familiile neprihăniților sunt binecuvântate. Și spunem fără teamă, cu toată adunarea, amin. Familiile neprihăniților sunt binecuvântate, pentru că cel care a promis binecuvântare este Dumnezeu și eu cred. Într-o epocă de modernism, eu cred. Eu nu sunt pozitiv că m-am născut pozitiv. Deși îmi place să fiu un om optimist,
prin natura mea, dar eu cred astăzi că Dumnezeu binecuvântează familia. Eu cred astăzi că în ciuda vieții critice în care se află familia, în ciuda tuturor care încearcă să o zdrobească, Dumnezeu va câștiga războiul familiei. Pentru că El n-a pierdut niciodată nicio bătălie, nu va pierde nici bătălia familiei, pentru că El este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus în biserică și în inimile noastre, pentru că El a instituit familia, El o va lăsa în picioare. Dar noi ce facem noi pentru familia asta? M-am întrebat. Nu veți obține nimic dacă nu veți căuta să luptați cu toată inima voastră pentru acel lucru. Dumnezeu nu va forța nota niciodată, să țineți minte asta. Să nu stați că nu se va întâmpla nimic. Să nu stați pentru că nu se va dezvolta nimic. Să nu stați pentru că veți fi invadați și veți fi doborâți. Luptați, lucrați, cuceriți, ca să puteți să obțineți. Și să spunem cu toții amin. Mai spun ceva. Deci e o alegere, viața de familie și cultivarea relației. Pentru că tu și eu, și voi doi în special, puteți avea atât cât cereți cu insistență să aveți. Domnul promite războaie, ajung în țară, au trecut 40 de ani, și se ridică Caleb după 40 de ani și spune: Iosua, știi, uite, acum Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 40 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise despre țară, că mi-o dă și mă binecuvântează. Și acum iată că sunt în vârstă de 80 de ani, 85 de ani. Și ascultați ce spune el. Cum a cultivat omul ăsta forța lui cu Dumnezeu? Și astăzi sunt tot atât de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am rămas același după 45 de ani. Același om. Cum arată familia ta după 4 ani? Ești același soț? Curtenitor, drăguț, respectos? Cum arată poziția ta în raport cu soția, cu Dumnezeu, cu frații după 10 ani de la întâlnirea cu Domnul, de la botez? Cum e dragoste? Cum e pasiunea noastră pentru Dumnezeu? Cum e pasiunea noastră pentru biserică? Cum e pasiunea noastră pentru lucrările lui Dumnezeu? Cum e? Cum sunt relațiile dintre noi după trecerea anilor? Cât de puternici sunteți bărbaților? Căci puterea noastră nu e în discuțiile pe care le avem. Puterea noastră se măsoară în profunzimea relației pe care o avem cu familia noastră. Acolo e taina. Acolo e secretul. Când te uiți la cineva care cântă și harul Dumnezeu coboară peste el, când te uiți la cineva care se ridică aici și dă un îndemn și uneori îi cur lacrimi pe ochi și lucruri simple, când te uiți la cineva că se ridică să predice sau face orice dărnicie și orice altă slujbă în biserică, cu toată inima, cu toată pasiunea, fără reclamă, fără să fie ridicat în slăb, care cultivă niște valori scripturare, biblice, profunde, vreau să spun că acel om are o relație profundă și puternică în familia lui, cu soția și pruncii și copiii lui. Pentru că puterea unui om și a unui bărbat este dată de Dumnezeu prin familie. Nu există, e un fals. E o poveste goală, este o filozofie moartă, este o evlavie fără Biblie, este o sfințenie fără Dumnezeu. Atunci când ne afișăm aici cu mușchii noștri puternici sau în altă parte, sau oriunde, undeva, că suntem mari sfinți și în familia noastră nu prea funcționează lucrurile și nu e un semi-prăpăd, nu se poate. Am văzut o grămadă de super sfinți între ghilimele, care își lăsa familia de izbeliște, care nu cultiva relația cu soția lui, care nu-i spunea te iubesc, dar el era gata să cucerească munți și mări. Nu se poate. Pentru că în familie este prezența și puterea lui Dumnezeu. Și în familie Dumnezeu își desfășoară chipul lui. Să spunem cu toată biserica, amin. Poți avea atât cât cer cu insistență de la Dumnezeu. După 45 de ani mă văd tot atât de puternic. Sunt același om consecvent. Sunt același luptător. A spus Domnul bisericii în Efes. Și ce am împotriva ta? Haideți să vă citesc ce era înainte de povestea asta. Aș spune, Doamne, dacă astea sunt viața mea, e grozav. Ascultați ce frumos îi spune Domnul partea asta și după aia ce îi spune. O, dar ceva e o problemă. Îngerul bisericii în Efes scrie, iată ce zice cel ce ține în șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte steșnice de aur, Apocalipsa 2. Știu faptele tale, osteneala ta. Dar ce e mic lucru
foarte greu găsești oameni care să sostenească astăzi pentru Dumnezeu. Răbdarea ta și că nu poți să suferi pe cei răi, căci ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Câți din biserică azi putem etala în general și în concret viața bisericii în relația asta cu Dumnezeu, da? S-o pase și în familie, că familia este o mică biserică. Am răbdat, am suferit, am luptat, e grozav. Am cultivat sinceritate, transparență și așa mai departe. Și în finalul ăsta te aștepți o cunună să scadă pe cap. Și spune, dar știi ce am împotriva ta? Că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Pentru că asta înseamnă o pasiune irezistibilă pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că tot ceea ce faci, faci din dragoste. Și numai atunci contează. Să faci totul, dar mai ales să faci din dragoste. Și aș vrea ca Dumnezeu să vă umple de dragostea Lui. Aș vrea ca Dumnezeu să vă țină în harul Lui pe voi doi și pe noi toți care suntem azi la nunta voastră. Slăvit să fie numele Domnului în veci. Au trecut ani, Iosua, sunt tot la fel de puternic. Sunt tot la fel de hotărât. Sunt tot la fel de consecvent. Dăm, dar muntele. Acesta despre care a vorbit Dumnezeu pe vremea aceea. Căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine și izgoni cum a spus Domnul. Dăm! Ăsta este principiul 2 al binecuvântării. Dăm! Veți avea și avem atât cât cerem cu insistență prin credință de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Că se plasmonează familia? Mă întrebați dacă eu cred? Cred cu toată inima mea! Că se plafonează bisericile, nu mai trebuie să cred, văd. Că lucrurile nu merg, nu mai trebuie filozofie, se vede. Că relațiile sunt bolnave, cele mai multe sau foarte multe între noi, în general, nu mai trebuie filozofie, sunt transparent, sunt direct, sunt clar. Suntem transparenți, direct, sunt clar. Că familia au probleme, e clar. Dar de ce? Pentru că a pierdut poziția, soțul și soția, pentru că noi ne-am relaxat și am zis totul e bine. Dumnezeu a zis și tot repetăm de ani de zile ce a zis Dumnezeu, ce au făcut alții, ce trăiesc alții și spunem, nu e așa, fraților, că e așa? Ba da, amin, așa e. Nu e așa că așa a zis Dumnezeu? Ba da. Dar în realitate noi trăim lucrurile alea. Asta e problema. De filozofii și voi și noi ne-am săturat. Sunt cărți că poți să umpli biserica Sfântă Treime fără probleme despre familie. Și totuși, deși e mai multă informație, familia e tot mai slabă. Deși se fac enorm de multe lucruri pe zona asta, lucrurile nu merg. Știți de ce? Pentru că este vorba de o alegere. Și noi nu vrem să facem alegeri private, personale și responsabile. Ne plac alegeri la grămadă. Știți de ce? Pentru că asta ne fugăresc de responsabilitate. Câți o ridica mâna? Cei mai mulți? Nu, mă ascund și eu pe-ntre ei. Dacă trăia numai tu să ridici mâna, o ridicai? Pentru că nu vrem să ne asumăm responsabilitățile. Mentalitatea asta este pur românească. De atâția nimeni nu vrea să-și asume, vedeți, nicio responsabilitate și zilele astea tot pasează în stânga, în dreapta. Nu vrea nimeni să plătească. Nu vrea nimeni să-și asume nimic. E, vedeți, o asemenea gândire este lipsită de Biblie, este lipsită de fair play, este lipsită de caracter și de oameni cu principii. Pentru că oamenii cu principii și oamenii de caracter își asumă responsabilitatea chiar pentru greșelile care le-au făcut, imediat ajung în punctul ăsta, și sunt gata să lupte, să rezolve, să repare, să pună lucrurile la loc dacă nu le-au pus unde au fost. Dar Caleb, învățați azi, Caleb spune, dăm ce mi se cuvine, vreau să iau. Bă, Caleb, nu mai ai 40 de ani. Mai avem noi reproșuri sau replici de genul ăsta. Stai, bărbate, că nu mai ai 40 de ani, nu ridica frigiderul și canapeaua. Nu-ți, și eu zic și eu, ai înțelepciune și ascultă nevasta. Nu mai ridica, că nu mai putem să fim atât de tari cum am fost altă dată. Nu mai alerga, zicea ceva. Nu mai alergi cum ai alergat. Păi normal, că nu mai poți alerga la 20 de ani. Da, mă strădui să fug atunci când trebuie. M-ați înțeles? Nu mai suntem, poate, din punct de vedere fizic aceiași, dar oare suntem gata noi, ca și voință și prezența al Dumnezeu în noi, ca și pasiune, să spunem, lupt mai departe, vreau țara,
Băi, care e? Băi, grijă, tu știi ce e acolo? Că am vorbit acum, cu ani în urmă. Ce? Îți anachimis, cetăți mari, îți întărite, ai grijă, nu te teme. Dar știți, el a zis că-i tare, dar de fapt el a zis altceva. Și a arătat că-i vulnerabil, poate, a zis el. Dar a adus în vedere așa cum i-a spus Domnul. Se spune în toată biserica, amin. Voi trebuie să luptați pentru lucruri mari pentru familia voastră. Trebuie să alegeți să faceți asta ca să aveți în realitate promisiunile lui Dumnezeu în viața voastră. Trebuie să faceți actul ăsta de responsabilitate de alegere, dar trebuie să știți că întotdeauna vă așezați pe promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus, fac asta. Pentru că Dumnezeu a spus, vreau asta. Pentru că Dumnezeu a promis, pun mâna pe asta. Pentru că Dumnezeu a spus că ne binecuvântează, pun mâna pe binecuvântare. Și Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Unde sunt îndrăzneți ăștia? Păi Dumnezeu are o mulțime de făgăduințe pentru noi. Câți vreți din biserica să puneți mâna pe ele? Mâna sus. Aleluia! Biserica Sfânta Treime va fi o biserică fericită și binecuvântată de acum și până în veac. Amin. Dacă ați ridica mâna și puneți mâna pe făgăduința lui Dumnezeu, pune mâna pe ea, e a ta! Iosua! Domnul a zis că îmi dă cetatea asta, e a mea! Nu mai stau, sunt gata de luptă! Domnul mi-o va da! Și Domnul i-a dat-o! Domnul mi-o va da! Și Domnul i-a dat-o! Binecuvântat să fie numele Domnului! Aș vrea să vă spun, stimați miri de azi, că smiorcăia la asta, a noastră, victimizarea asta excesivă, jalea asta care o afișăm, de multe ori în rugăciune, este un lucru de multe ori nociv. Pentru că noi încercăm prin toată jalanea asta și prin toată povestea asta să îl facem pe Dumnezeu cumva să determine să aibă cumva ceva pentru noi. Așa venim, suntem împachetați într-o mentalitate în care zicem, Doamne, dacă vin asta și mă prezint așa, ca și cum Dumnezeu ăsta ar fi Gabi Zăgreanu sau XYZ. Dumnezeu este Dumnezeu, este pe tron, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să smiorcăie. Dumnezeu are nevoie de oameni, nu am vrut să spun să jignesc pe cineva care plâng, smiorcăia la altceva. Cântând ne chinim acolo că o fi, că n-o fi, că o fi, că n-o fi. Trebuie să fii tranșant, nici nu vreau să vă plac copiii, câtă vin și să smiorcăie pângă voi. Bă, spune clar ce vrei. Vreau ciocolată, mâna în dulap, două pătrățele. Bă, asta e. E nevoie de oameni curajoși. Doamne, eu am o problemă în casa mea, cu soția mea, cu soțul meu. Asta, fii ferm, roagă-ți, spune Dumnezeu în trei cuvinte. Nu, Dumnezeu, să știți că e plictisit Dumnezeu la ora asta, cum și noi ne plictisim, de lucrurile așa previzibile, care le spunem. Știți ce urmează al doilea cuvânt în rugăciune? Doamne, vezi cum faci, cum dregi. Nu, Dumnezeu vrea niște oameni simpli, clari și transparenți, care să lupte cu orice preț, să lupte cu toată insistența pentru ceea ce vor. Și Dumnezeu își va accepta principiul ăsta. Dumnezeu îți va da țara, Dumnezeu îți va da familia și Dumnezeu va binecuvânta pentru voi, pe voi. Și cred din toată inima, binecuvântat să fie Domnul în veci. Principiul ăsta străbate întreaga Biblie, de la un cap la altul. Nu aveți, spună biserica, pentru că... Da, nu mai zic eu, ați înțeles. Nu aveți... Sau uneori o luat-o pe partea aia la altă, cereți, cu gând rău, egoist, să împrăștiați în plăcerile voastre. În viața de familie ar fi, Doamne, binecuvântează-mă mie să mai cresc 10 cm. Doamne, te rog să binecuvântezi pe soția mea și să binecuvântezi familia noastră. Amin. Și Dumnezeu, 3 secunde sunteți binecuvântați. Domnul nici 3 secunde n-are. Le-am zis și eu așa. Așa că bunul Dumnezeu să vă țină în harul Lui. Și aș vrea să închei spunându-vă că mi-aș dori foarte mult această legătură a voastră care se înfiripă astăzi să fie o legătură pe care să o doriți, cum spuneam mai devreme, cu pasiune, mai mult decât orice altceva pe lume. Nu-i așa când revine la fratele Cotu, că deși are niște ani, a fost foarte simpatic astăzi. Nu e așa că atunci când ai văzut-o, Doamne, dă-mi-o, oi griji, oi... Doamne, îl vreau, altfel nu ajungeați aici. Ei, legătura asta puternică, trebuie să luptați pentru ea și să o doriți mai mult decât orice altceva.
Știți care este problema? Dar știți că eu spun direct. Pentru că știu de la mine că e așa. Noi nu ne dorim pocăința și sfințenia cu adevărat mai mult decât orice altceva de pe pământ. De foarte multe ori. Uitați-vă spre Dumnezeu acum. Nu este prioritatea noastră absolută în fiecare zi. Că dacă ar fi așa, credeți-mă, eu și voi cred că am fi la un alt nivel spiritual. Dar, spun ceva, Dumnezeu este bun. Este bun și ne vorbește astăzi și este bun și ne ajută azi să facem schimbări radicale în viața noastră. Căci așa a spus Domnul, acum ce să mai căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea, mai mult adaug eu decât orice altceva. Și Dumnezeu care e credincios, toate celelalte lucruri ne le va da, știți asta? Ne le va da păreasupra. Să spunem toată biserica la cuvântul Domnului, amin. Și să spunem toată biserica așa să fie în viața noastră, amin. Acum merita al doilea amin să fie mai tare, da? E bine că suntem reținuți, că asta înseamnă că ne știm foarte bine că suntem vulnerabili. Domnul să binecuvânteze pe cei doi, să luptați pentru familia voastră mai mult decât pentru orice altceva, să vă iubiți mai mult decât orice altceva pe pământul ăsta și să vă doriți să rămâneți unul lângă celălalt până la capăt. Și toată biserica să spunem amin. Amin. Pentru că Adi și Ancuța închei cu fraza asta. Acum ai exact atât cât ți-ai dorit cu adevărat. Și ți-ai dorit cu adevărat pancuța? E în mâna ta sau nu? Mai strânge-o de mâna să fii sigur că nu e un vis. Deci acum ai exact ce ți-ai dorit cu adevărat. Așa suntem și noi. Acum avem în viața noastră exact ce ne-am dorit cu adevărat. Dacă ne-am dorit cu adevărat probleme, sunt la tine. Le ai? Dacă ne-am dorit lucruri încurcate cu adevărat, le avem. Dacă ne-am dorit libertate și bucurie și pace, o putem avea azi în biserică. Amin? Acei costel joi seara, un text la care la un moment dat Pavel spune: căutați să trăiți liniștiți. Și eu m-am ridicat la amvon și azi nu vreau să comentez, în scala Euronews, no comment. Vreau să oftez 5 minute, să oftez. Dați-mi voie să pocăința mea să însemne 5 minute de oftat. Domnul a spus, prin Pavel, căutați să trăiți liniștiți. Și am zis, biserici, succes. Avem exact ce ne dorim cu adevărat. Și voi veți avea exact ce vă doriți cu adevărat. Fericirea, bucuria, pacea, biserica, Dumnezeu, binecuvântările Lui, asta se va întâmpla. Doresc succes tuturor familiilor din Biserica Sfânta Treime și Dumnezeu să ne ajute să rămânem lipiți de El. Pentru mine asta e ultima anuntă, într-un fel, dar cine știe? Domnul să vă binecuvânteze și să ne putem revedea cu bine și pe voi doi să vă țină Dumnezeu mâna Lui până la capăt. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Ancuța și Adrian, e mai greu într-o zi cu emoții să rețineți trei predici, dar un salut e mai ușor. Haideți să vedeți la ce concluzie a ajuns împăratul Solomon. În Cartea Eclesiastului, capitolul 4, începând de la versetul 9. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, nu-i neapărat să cazi, dar dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să ridice. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă și funea împletită în trei nu se rupe ușor. Amin.
Adrian, ai auzit astăzi un cuvânt frumos în care Dumnezeu ne-a îndemnat să fim hotărâți în tot ceea ce facem. Și de aceea vreau să te întreb dacă dintr-o dragoste din toată inima ta ești hotărât azi să o iei în căsătorie pe Ancuța să fie soția ta. Da. Vreau să nuanțăm puțin cuvântul dragoste. Sfânta Scriptură ne învață pe noi, pe bărbați, să ne iubim soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica Lui, cu dragostea agape, cu dragostea care se sacrifică. Și vreau să te întreb dacă ești hotărât să o iubești în felul acesta pe Ancuța. Da. Vreau să te întreb în final, până când ești hotărât, așa cum am auzit, din toată inima, să rămâi credincios Ancuței ca și soț. Până la moarte. Dumnezeu să-ți ajute. Amin. Sora Ancuța, aș vrea înainte a trei întrebări să zâmbești. Aș vrea să te întreb, prima întrebare, din dragoste și nesilită de nimeni, ei în căsătorie pe fratele Adi? Da. A doua întrebare, Dumnezeu îți dă de astăzi un rol foarte greu, foarte greu, de neînțeles de multe soții, să-i fii supusă, precum Biserica lui Hristos. Te întreb astăzi, în fața bisericii, în fața acestui legământ sacru și sfânt, vei fi câtă vreme vei fi supusă soțului tău? Până la sfârșitul vieții. Domnul să te binecuvinteze. Ai auzit astăzi de scopul fundamental al familiei. Dumnezeu ți-a dat astăzi toată puterea, prin cuvântul Lui, prin rugăciunile tale, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și pe deasupra te îmbracă cu puterea Duhului Sfânt să-L modelezi pe fratele Adi ca să faci din el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu astăzi încheie legământ cu voi. Vrei să îndeplinești acest scop fundamental al lui Dumnezeu? Da. Domnul să te binecuvinteze. Părinte veșnic, fie ca în aceste clipe ochiul tău să privească în locul acesta, urechea ta să ia aminte la glasul rugăciunii noastre. Privește la Adrian, privește la Ancuța care au îngenunchiat înaintea ta, privește la noi ca slujitori care ne-am pus mâinile peste capetele lor și peste mâinile noastre, Doamne, cerem să cobor mâinile tale sfinte, curate și nevinovate. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog să binecuvintez pe fratele Adrian în calitate de miră. Ajută-l ca în tot restul vieții lui să o iubească pe Ancuța fără rezerve. Mă rog să binecuvintez pe Ancuța ca în tot restul vieții ei din dragoste să fie supusă lui Adrian și astfel familia aceasta să fie o familie binecuvântată de tine, să fie o familie model, să fie o familie slujitoare în biserica ta. Doamne Dumnezeule, te rugăm, binecuvintează-i să te slujească în continuare pe tine, să fie folositor lucrării tale. Doamne, binecuvintează familia aceasta. Doamne, ocrotește familia aceasta. Doamne, păzește numele Tău familia aceasta, Doamne, de boli incurabile, de accidente, de evenimente nedorite, Doamne, și brațul Tău atotputernic să vegheze asupra acestei familii, Doamne. Doamne Dumnezeule, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintezi viața lor de căsătorie, când vor trece prin încercări, când vor trece prin ispită,
când își vor pleca genunchii și se vor ruga înaintea Ta, ascultă din locul locuinței Tale, Doamne, și dă-le ajutorul de care au nevoie. Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos, fie pacea Ta, fie binecuvântarea Ta, fie protecția Ta peste familia aceasta. Și dacă îi vei binecuvânta cu copii, Doamne, binecuvintează-i cu copii sănătoși din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și să fie o pricină de bucurie pentru familie. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru cele două familii, pentru familia Georgiu, pentru familia Pintican. Îți mulțumesc pentru părinții celor doi, că i-ai ținut în viață, Doamne. În ziua de astăzi mă rog să-i binecuvintez și pe ei, Doamne, și răsplătește investiția lor în copiilor, Doamne. Și noi îți vom da ție toată slava și toată cinstea. Doamne, mă rog în mod special pentru fratele Ionică. Ne-am rugat împreună cu biserica de mai multă vreme, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-L însănătoșești pe deplin, să redai sănătos familiei, bisericii și lucrării Tale, Doamne. Mă rog să binecuvintez toate familiile din biserică și mă rog în mod special pentru cele răvășite de cel rău. Doamne, lasă pacea Ta, lasă unitatea Ta, lasă dragostea Ta, Doamne, și îți glorificăm numele Tău de acum și până în veci. Amin. Tată iubit din ceruri, îți mulțumim că ești prezent aici între noi, Doamne. Și când Tu binecuvântezi ceva, rămâne binecuvântat, Doamne. De aceea îți mulțumim că peste mâinile noastre, Doamne, sunt mâinile Tale binecuvântate. Te rog, Doamne, să le porți de grijă în călătoria în care ei pornesc astăzi. Vor ajunge la răscruși de drumuri, Doamne. Vor trebui să ia decizii responsabile. Duhul Sfânt, care ești aici pe pământ de 2000 de ani, dă-le lumină și călăuzire de la Tine. Sfătuiește-i că Tu ne-ai spus prin Fiul Tău, Iisus, că voi trimite un Mângâitor care va fi în voi și va fi cu voi în toate zilele. Te rog, Duhule Sfânt, fii în casa lor și în viața lor. Fii lângă ei în fiecare moment, Doamne. Noi toți ne vom depărta, prietenii, părinții, ei vor rămâne împreună, dar fii cu ei, Doamne, în toate luptele pe care le vor vedea la nivelul Duhului, dă-le biruință, Doamne. Doamne, ferește de atacurile vrășmașe, de uneltirile și capcanele lui, Doamne. Chem sângele Tău, Doamne, peste casa lor, să-i protejeze de orice lucru rău, Doamne. Te rog să fii cu ei, Doamne, în orice zi din viață și să fii ca o lumină și ca un stâlp în fața lor, Doamne. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi cu sănătate. Sunt atâtea boli, atâtea suferință, atâtea soții plâng pentru soții lor, atâția soți plâng pentru soțiile lor. E atâta durere și atâta tristețe pe pământul ăsta. Sunt atât de multe inimi zdrobite la prag de despărțire. Doamne, te rog în numele lui Iisus Hristos să-i binecuvântezi cu sănătate. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi cu înțelepciune de la Tine, Doamne. Noi de multe ori am spus că suntem înțelepți, dar nu era înțelepciunea Ta peste noi, Doamne. Noi de atâtea ori am luat decizii și am spus că-s de la Tine vin și nu erau. De aceea ne rugăm ca să vină înțelepciunea aceea de sus, pașnică, liniștită, plină de îndurare, de bunătate, de credincioșie. Și credem, Doamne, că dincolo de toate lucrurile care noi le-am cerut azi, Tu vei face mult mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Mulțumim părinților, Doamne, care i-au crescut până azi. Te rog, binecuvântează și răsplătește-i să-i vadă fericiți, Doamne. Și noi vrem să-i vedem fericiți. Și Tu vrei să-i faci fericiți, Doamne. Pentru toate îți mulțumim, Tată din ceruri. În numele scump al Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt ne închinăm cu toții înaintea Ta. Amin. Mă bucur să vă prezint noua familie, Georgiu Adrian Ioan și Georgiu Ancuța. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Pe baza certificatului de la ofițerul stării civile și în urma jurămintelor pe care le-ați auzit cu toții și în urma rugăciunii cu punerea mâinilor a păstorilor, îi declarăm căsătoriți. Și le urăm bun venit în mijlocul familiștilor. Așa cum am auzit astăzi cuvântul lui Dumnezeu, să-i ajute Dumnezeu să fie o familie care să zidească Biserica lui Hristos. Amin.
Frați și surori, urmează cu ajutorul Domnului să încheiem și aș dori ca în rugăciunea de încheiere, fratele Ionică Pindican să ne conducă în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Doamne Dumnezeule, rugăciunea aceasta este o rugăciune de mulțumire. Îți mulțumim pentru că după 2 luni am intrat în biserică. E un har pe care Tu mi l-ai dat să particip la căsătoria lui Adi și a lui Ancuța. Numele Tău să fie binecuvântat în toate. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care s-a vestit astăzi pentru miri, dar și pentru noi toți. Ajută-ne, Doamne, să putem să-L trăim în totul și Tu să Te bucuri de noi și de viața care o trăim înaintea Ta. Te rog să binecuvintești și Cuscri de la Năsăud și biserica din care vine Adi și revarsă Tu îndurarea Ta și pacea Ta peste această biserică și numele Tău să fie binecuvântat. Îți mulțumim pentru că Tu ai fost cu noi în toate zilele din viață și Te rugăm acum la despărțire din locul acesta pentru Adi și Ancuța să nu mănânce pâinea întristării, să nu mănânce pâinea singurătății. Este greu, dar Tu ai promis pe cuvântul Tău că Tu vei fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și credem din toată inima, aceasta ne ține în viață, de aceea Te glorificăm și Te slăvim pe Tine. Îți mulțumim și pentru că frații din biserică și surorile au fost alături de mine și de familia mea și s-a văzut puterea în rugăciune și s-a văzut că ei n-au stat departe și în greutate s-au dovedit frați și surori. Îți mulțumim pentru aceasta. Acum, la despărțire din locul acesta, dorim ca harul și pacea Ta să fie cu noi în toate lucrurile noastre și binecuvântarea Ta în toate lucrurile. Amin. Doresc încă o dată ca Domnul să binecuvinteze noua familie care s-a întemeiat aici în casa Domnului. Domnul să binecuvinteze cele două familii, familia Georgiu și familia Pindican. Fiți binecuvântați de Domnul toți acei care în ziua de astăzi ați fost în casa Domnului. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin.